Bună, sunt Sabrina. Bine ați venit în bucătăria mea. Astăzi îmi face salatini de casă. Cei mai populari biscuiți sărați îi putem face acum acasă. Rețeta este una extrem de simplă cu doar 5 ingrediente. Haideți să vedem ingredientele și modul de preparare. Vom avea nevoie de 250 g de brânză cheddar răzuită, 120 g de făină, 60 g de unt, 30 ml de lapte și jumătate de linguriță de sare. Într-un robot de bucătărie punem brânza cheddar, făina, sarea, untul și laptele. Mixăm câteva secunde până când avem un aluat format. Întindem aluatul cât de subțire putem între două hârtii de copt. Tăiem aluatul pătrățele cu un tăietor pentru aluat cu pinten. Deasupra presărăm sare. Dăm biscuiții la copt la 200 de grade Celsius pentru 10-15 minute sau până când devin aurii deasupra. Când sunt copți, rupem cu mâna în pătrățele. Biscuiții salatinii de casă sunt gata. Priviți cât de bine arată. Haideți să-i gustăm. Sunt aromați, crocanți, absolut minunați. Mult mai buni decât cei din magazin. Dacă v-a plăcut rețeta, dați like, lăsați un comentariu și abonați-vă la canalul meu. O să postez câte o nouă rețetă în fiecare săptămână. Vă doresc poftă bună și vă aștept și data viitoare!